lucrurile mai organizate, ca să luăm din toate partidele. Unul la Bolojan, la Oradea, și doi, sectorul 3, Negoiță. Da? Deci dacă la sectorul 3, la Negoiță, arunci un chiștoc pe jos, ai amendă 2000 de lei. Deci e curat. Înțelegeți? Și mai, omul mai e și votat după aia. Adică se pare că lumii preferă să stea într-un stat civilizat decât să ai tot sort de bombardieri și de nebuni care aruncă tot un aer. Deci de aici iarăși e o lipsă de curaj, de bărbăție, nici nu cum să-i spun al politicienilor, că e mai simplu așa. Nu se supără nimeni, lasă așa în haos, că altfel cine știe ce scandal o ieși. Până la urmă, poliția, nici ei nu prea au chef să muncească, așa că îi ținem în birouri, ăștia pe stradă, lasă-i să aibă și ei o supapă. Oricum, la două li se termină programul. Da, adică să nu deranjem pe nimeni și noi ne ocupăm de ale noastre. Și atunci ajungem în haos la final, vă spun, asta e problema. Și că tot vorbeam adineori de dezamăgiri, dumneavoastră ați fost implicat în politică, ați fost consilierul liderului USR Dan Barna. E mult de spus, am fost în USR, da, îi cunosc pe toți, însă n-am fost consilierul lui Barna, a spus el că sunt, am fost acolo ca, mi-am înscris ca membru așa simplu și mi s-a, așa a spus lumea. El. A spus el, asta a fost o schemă, deci... Eu am intrat în USR pe ideea să-i ajut să scrie programul de guvernare economică. Am spus că n-au de suficient oameni care se pricepe zona economică și în logica mea va fi, și ceea ce s-a și demonstrat după aia, că va fi după perioada Dragnea un guvern PNL-USR-uri. Ai nevoie de oameni care să înțeleagă ce e de făcut cu zona economică, unde mă pricep eu. M-am gândit PNL-ul cam știe asta mai bine cât de cât zona economică, ăștia chiar nu știau nimic și am zis că îi ajut. E, și după această discuție, automat am fost prezentat ca un consilier personal unei persoane. N-am fost consilierul nimănui, adică am fost acolo, adus acolo ca expert. Dar sigur, am fost în multe discuții și cunosc, să spunem așa. Dar eu mi-amintesc foarte mult o frază, mi-a rămas așa în minte, așa. După ce s-a anunțat public ruptura aceasta, să spun, dintre dumneavoastră și Dan Barna, USR, spunea așa Dan Barna că... Întrebat dacă are să vă reproșeze, sunt sigură că știți despre ce... Nu, nici am urmărit, dar spuneți-mi, e posibil. Întrebat dacă are ce să vă reproșeze, spunea Dan Barna, că are să vă reproșeze, citez, o dificultate și o naivitate în a învăța jocul politic. Ați aflat ulterior la ce se referea mai exact Dan Barna când spunea de naivitate în a învăța jocul politic? Da, ei, hai să fim serioși. Deci, că oamenii mie îmi sună compromisuri. Nu, nici măcar. Nu. E o gândire foarte simplă. Oamenii ăștia nici măcar nu sunt politicieni foarte bune. Ei se consideră că ar fi. Dacă îmi pleci de la 23% și caz spre 9%, mi se pare că rezultatul e destul de catastrofal, în special când ești în opoziție. Da? E, problema lor era așa în momentul ăla. Și așa funcționează USR-ul și asta mi se pare foarte grav. Este că în loc să fie un partid deschis în care atragi pe toți oamenii deștepți din România, care nu sunt în politică și vor să schimbe ceva, că avem nevoie de așa ceva, că ne place, nu ne place, ne place PSD-ul, ne place pe... E bine să ai o zonă în care să mai vină și idei noi. Întotdeauna, da? Și o speranță, și o speranță pentru tineri, pentru clasa urbană, sigur fapt, că da. E nevoie, adică nu, că nu suntem toți, înțeleg foarte bine cine sunt votanții fiecăruia, fiecare are programul lui, unii sunt buni, alții sunt răi, nu contează, dar zic că e nevoie de așa ceva. Ca instrument, să spunem, pentru schimbarea țării. Ori tu dacă în loc să faci asta, faci exact pe dos, adică tu practic dai afară toți membrii. Eu n-am fost dat afară, am plecat simplu, dar am văzut, sunt filiale, 90% au fost dați afară. Oameni buni, adică oameni care erau chiar experți pe diverse zone, doar că nu îi controlezi votul ca să te asiguri că omul de la filiala, nu știu, Vaslui va fi, te va vota pe tine nu știu când. Nici măcar, e mai rău decât la PSD și PNL, vorbesc intern. Așa ceva n-am mai auzit, adică s-a ajuns să dea afară 86 dintr-o filială, s-a ajuns să dea afară sau să forțezi să plece lideri importanți al unor filiale ale tale interne, doar că nu-i din gașca ta. Păi îmi pare, să mă ierte Dumnezeu, dar în PNL sunt nu știu câte găști, în PSD nici acolo nu mai zic. Nu înseamnă că non-stop cum vine unul dă afară jumătate PSD sau dă afară jumătate PNL, ar fi o nebunie așa ceva. Singurul loc unde e sistemul ăsta stalinist de management este USR. Din păcate, automat când vezi așa ceva, nimeni nu vrea să mai integreze în așa ceva. El probabil când spunea că nu înțeleg jocul politic, e jocul politic ăsta care îl descriu, în care trebuie să fii obedient și să primești punctajul. Să faceți parte dintr-o gașcă. Ori mie îmi pare rău. Cred că sunt la un nivel și profesional, și de educație, și de familie, și de tot, încât eu să fiu obedient față de... cu tot respectul, cineva relativ mediocru, mi se pare implauzibil. Adică eu mă certam